ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Primul Dive Fruit din Bacău, un succes. Elevii care se încadrează în condițiile legii vor primi burse, ne asigură prefectul județului Bacău, Leonard Bulai. Aur pentru CSS Oneș la campionatul național de judo Under-23 de la Poiana Brașov. Luni 10 mai, consilierii oneșteni s-au reîntâlnit într-o ședință extraordinară. 8 proiecte au fost pe ordinea de zi. Vom reveni cu detalii. Se pare că dozele au fost insuficiente pentru succesul de care s-a bucurat primul drive-thru din Bacău. Pur și simplu, parcarea de la CAEX a fost luată cu asalt de un mare număr de persoane care au dorit să se vaccineze. Exact, este primul centru de vaccinare drive-thru de la nivelul județului Bacău. Va începe să funcționeze de duminică ora 10 până luni la ora 18. Vaccinarea se va face cu vaccin Pfizer. Prezența și vaccinarea se va face doar cu buletinul, deci nu este nevoie de o programare prealabilă. În același timp, la nivelul centrului de la CAEX vor putea fi vaccinați cei care se prezintă în afara platformei doar cu buletinul, cu vaccinele de la Moderna și de la AstraZeneca. Deci spunem noi că la acest moment asigurăm la nivelul județului Bacău toate vaccinurile disponibile pe piață. Avem pe drive-thru Pfizer, avem Moderna și AstraZeneca în centrul de la CAEX, precum și în centrele teritoriale de la nivelul județului. Și avem și vaccin Johnson & Johnson prin intermediul medicilor de familie care deja au început să vaccineze. Se poate spune că este un experiment, un eveniment pilot, pentru că e prima dată când se face la nivelul județului Bacău. Tocmai în ideea asta îl desfășurăm doar pentru două zile, o zi liberă și o zi lucrătoare, astfel încât dacă va exista o cerere în acest sens, vom face un centru permanent drive-thru. La acest moment noi l-am văzut în parcarea de la CAEX, care este mai generoasă și ne permite și locuri de așteptare și nu vom îngreuna circulația cu absolut nimic, dar în situația în care există o cerere pe acest sistem, ne vom gândi să-l extindem și chiar să-l facem permanent. Cu alte cuvinte, duminică și luni, cei care sunt în trecere, să zicem, pot să vaccineze, să se vaccineze din mașină? Se pot vaccina din mașină doar cu buletinul, cu vaccinul Pfizer. În același timp, în centrul de vaccinare de la CAEX, vă pot spune că în zilele de duminică și luni vom avea tot așa un experiment pilot. La duminică, la ora 10, vom avea un vartet din cadrul Filarmonicii Bacău, care va cânta la interior pentru cei care se vaccinează. În același timp, vom oferi în mod gratuit bilete la filarmonică și bilete la teatru persoanelor care se vaccinează în centrul de la CAEX, pentru că vrem să marcăm momentul în care sălile de spectacole s-au redeschis. Practic este o invitație și la vaccinare, dar și la teatru, la artă. Exact asta ne dorim să facem, să le combinăm pe cele două, astfel încât la final lumea să conștientizeze că prin vaccinare putem reveni la viața normală care o cunoșteam anterior. 450 de persoane s-au vaccinat în prima zi a campaniei Drive-Thru la centrul de vaccinare organizat de instituția prefectului Bacău, municipiul Bacău, în parcarea CAEX. Felicit echipa de medici, asistenți, voluntari ai Crucii Roșii, polițiști locali și naționali, pompieri militari și angajați ai primăriei Bacău pentru efortul depus. Nu a fost ușor, dar cu siguranță dorința băcăuanilor de a se vaccina, de a reveni la normalitate, a dat puterea necesară tuturor celor implicați în derularea campaniei să continue în condiții optime și luni, când tot la ora 10 se va continua vaccinarea anticovid în mașină. Fără programare, doar cu buletinul cu serul Pfizer. Hai că se poate, a postat pe Facebook sub prefectul județului Bacău, Narcis Jitaru. Au început asfaltările, dar și amenajările de parcări în municipiul Onești. De altfel, potrivit declarațiilor primarului municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină, tot orașul arată rău. Asfaltările au început cu străduțele din imediata vecinătate a sediului Raja din Onești. Detalii aflăm chiar de la primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Așadar, domnule primar, am văzut că la Raja s-a asfaltat. Nu pentru Raja, este o străduță în imediata vecinătate, avem imagini de acolo, arăta înfiorător de rău.
Da, într-adevăr, arăta ca după război în zona respectivă, dar nu numai acolo. 80% din oraș arată cam așa. Deci, aici este parcarea din laterală. Din spatele sediului Raja. Și în fața sediului vom asfalta, o extindem puțin și drumul celălalt care leagă parcările. Aici era un teren viran. Era așa, o chestie era goală. Era o parcare impropriu. Da. Foarte rău, foarte, foarte rău arăta. Se parca, dar arăta foarte rău în zona respectivă. Era spațiu verde, ba spațiu verde, ba parcare, era așa verde, un pic... Era pământ. Era da, o... că a intrat iarba în pământ, ca să zic așa. Am văzut aici, se face parcarea și în față, așa cum a spus dumneavoastră, se lucrează la extindere. Am apucat să turnăm o mică porțiune de asfalt, cât ne-a permis, o singură zi ne-a permis să asfaltăm. A fost cald ieri, dar pământul era încă umed, au fost care mă întrebau de ce n-am turnat ieri, că a fost bine. Dar nu putem turna, nu putem să ne batem joc atunci când vremea nu e prielnică și nu atât vremea în ziua respectivă, ci vremea de cu zi înainte a plouat foarte mult și mustea pământul. Așa este. Noi pregătim terenul pe mai multe zone, lucrăm și în Victor Babeș, la fel se pregătește, s-a bordurat tot ce a fost de bordurat, balastrat, compact, cilindrat, în Daciei la fel, de miercuri vrem să ne apucăm în zona, în fața blocului CAU, Republicii 58, la fel, să amenajăm parcări, drumuri. Aici sunt imagini deja de pe Victor Babeș, mulțumesc colegului. Deci, a fost solicitarea cetățenilor sau ați decis dumneavoastră? Solicitările vin din timpul campaniei. Eu în campanie am bătut fiecare zonă și știu cam ce trebuie în fiecare zonă, iar acum reiau pentru a-mi împrospăta memoria, dar și pentru a vedea ce a mai apărut și ce dorințe mai au oamenii în zonele în care merg. Noi când abordăm o zonă, o facem în cap-coadă. Inițial vorbeam la începutul mandatului de 20 de parcări. Mergând pe zonele respective, am constatat că nu sunt doar parcările o problemă, sunt și trotuare și spații verzi cu probleme și locuri de joacă. Multe locuri s-au distrus, chiar dacă au fost în urmă cu 7-8 ani, am montat locuri de joacă în multe zone din oraș și acum fie trebuiesc reabilitate sau chiar înlocuite unele piese și nu plecăm din zona respectivă până îl lăsăm incinta să arate cum trebuie. Veste bună pentru elevii județului Bacău care întrunesc condițiile legii pentru a primi burse. Cu toate că au fost localități în județul Bacău în care numărul elevilor raportat de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău este mai mare decât numărul burselor aprobate de consiliile locale, prefectul județului Bacău, Leonard Bulai, asigură că elevii nu vor fi discriminați. Detalii în minutele următoare. Domnule prefect, situația de la Târgovna se pare că nu s-a remediat și nu sunt șanse să se remedieze, în sensul în care, din situația comunicată de inspectorat, peste 1100 de burse ar fi trebuit să primească, sau întâlnesc condițiile ca elevii să primească burse, undeva peste 300 au fost prinși în hotărârea de Consiliu Local. Care este statul la această oră? La această oră, din informațiile care le am, hotărârea de Consiliu Local a fost înregistrată la instituția prefectului. Urmează să fie efectuată verificarea de legalitate asupra ei. Cu privire la fondul problemei asupra burselor școlare, după cum am mai spus, problema a fost generată deoarece comunicarea efectuată de către directorii de școală la un moment dat, cred că luna octombrie anul trecut, a vizat un anumit număr de potențial beneficiari, iar spre finalul anului, beneficiarii au fost mult mai mulți. Astfel încât suma alocată de la bugetul de stat este insuficientă la acest moment pentru acordarea în totalitate a burselor. Cu alte cuvinte, elevii care, să zicem, nu au fost prinși în această situație vor fi discriminați, pentru că diferențele sunt foarte mari între ce a votat Consiliul Local și care e situația de fapt în teren. Corect. La acest moment nici mie nu este clar, dar vom analiza care vor fi noile măsuri de departajare între elevi. Pentru că legea prevede o singură metodă de departajare, respectiv media la finalul anului, dacă vorbim de bursele de merit. Corect. Dar voi face această verificare să văd cum se va ajunge să stabilim din cei 1100 sau cât sunt
beneficiar, cât ar fi trebuit să beneficieze de această bursă, cum se stabilește cine va primi și cine nu. Dar, în final, ceea ce ne interesează pe noi este o soluție pentru această problemă. Și din discuțiile care le-am avut cu doamna inspector general Ida Vlad, mi s-a spus că se lucrează la nivel de minister pentru suplimentarea acestei sume, astfel încât toți elevii care beneficiază de această, care ar fi trebuit să beneficieze, să și primească această bursă. Hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna a ajuns la prefectură? Care ar fi, să zicem, da, evoluția? A fost înregistrată, nu știu exact ziua, dar a fost înregistrată recent. Urmează să fie verificată de către serviciul juridic, care va întocmi un referat cu propunerea asupra legalității. În măsura în care se va dovedi că hotărârea de Consiliul Legal nu este întocmită în concordanță cu legislația în vigoare, aceasta va fi întoarsă, vom solicita Consiliul Local Târgu Ocna să o reanalizeze, iar în măsura în care nu va fi pusă în acord cu legislația, poate să fie și contestată. Dar nu vă pot spune la acest moment ce se va întâmpla, deoarece nu am analizat-o încă. Alături de dumneavoastră, domnule prefect, se află și o parte din consilierii, de fapt, toți consilierii locali din Târgu Ocna, care au propus acest proiect de hotărâre și care, din păcate, n-a trecut. Ce veți face în continuare? Noi am redepus proiectul pentru burse pe 28 aprilie. Nu l-am mai făcut pentru semestru 1, l-am adăugat semestru 2. Semestru 1 s-a încheiat, acum să știu ce medii sunt. Cu regret spun că proiectul nostru, care a fost pentru cei 1157 de elevi, a picat cu brio datorită unui singur vot online, așa, al domnului Mihai Rusu. Era o ședință extraordinară, era o ședință ordinară și regulamentul, așa, regulamentul care a vrut domnul viceprimar să-l aplice numai parțial, în ședința ordinară votul online și participarea online nu avea ce căuta. Considerați că este o înfrângere pentru copii? Până la urmă, cei care au pierdut cu adevărat în fața acestui proiect, sau zicea, prin acest proiect, sunt elevii Târgu Ocnei. Da, fie că sunt navetiști, mă scuzați că vă întrerup, fie că nu, pentru că s-a pus în discuție la un moment dat această discriminare, metodă de discriminare, că sunt elevii, nu sunt din Târgu Ocna, sunt elevi navetiști și așa mai departe. Da, aici a fost o disensiune prin Consiliu, că de ce să plătim burse și la elevi din Dofteana, din alte localități, da? Sunt bani de la nivel național, nu cred că este discriminare dacă din Târgu Ocna și nu are note bune să-i dai așa și la care e foarte bun de la Dofteana să nu-i dai burse. Atâta timp cât învață în Târgu Ocna, pentru fiecare elev, instituția de învățământ primește o anumită sumă alocată de la buget și nu... Proiectul nostru a fost făcut exact pe lege. Deci proiectul depus de USR a fost făcut exact pe litera legii. Conform legii educației trebuie să existe o hotărâre de Consiliul Local și a mers exact pe ce scrie în lege. Acum, faptul că un proiect care a fost făcut, zicem noi, după legea picat și celălalt proiect care prevedea doar sumele prinse la un moment dat, dar nu prevedea toate sumele legale a trecut, este altă poveste. Dar ce a ținut de noi, am făcut și în final la vot s-a dovedit... Vă considerați oarecum vinovați că n-ați reușit să-i convingeți pe colegii consilieri de importanța acestei și corectitudinea acestui proiect de hotărâre? Pentru că pe lângă importanță ține și de corectitudine. Da, în final a fost un vot politic. Așa s-a votat, politic, nu s-a ținut cont de argumentele logice și legale care le-am adus în Consiliu și înainte de ședință și în timpul ședinței. Bun, ca să vin în sprijinul colegilor mei, aș mai vrea să subliniez faptul că atâta timp cât este o legislație în vigoare care spune că un anumit număr de copii ar trebui să beneficieze de această bursă, nu pot exista discuții politice cu privire la acest aspect. Deci, în final, toți copiii care trebuie să beneficieze conform legii de aceste burse, vor beneficia. Și tot la fel, pentru că am văzut colegii mei au avut o propunere de proiect în acest sens, vreau să le spun că și ei personal și orice persoană interesată, deoarece am discutat și cu reprezentanții elevilor, pot ataca această hotărâre de Consiliul Local. Acum, în măsura în care noi o vom verifica și vom considera că nu este legală, vom urma pașii prevăzuți de lege, dar în același timp și ei, dacă vor considera că decizia noastră este eronată sau că
hotărârea de Consiliul Local în final nu respectă legislația în vigoare, o pot ataca în mod direct printr-o plângere prealabilă, iar ulterior chiar în instanță. Mai sunt situații probabile în județul Bacău, similare orașului. Cu siguranță există. Veți verifica, veți face demersuri? Evident. Deci va exista aceeași măsură pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău. Cu alte cuvinte, ce înțeleg eu de la dumneavoastră, elevii din județul Bacău, dacă întrunesc condițiile legale, cu siguranță vor primi. Cu siguranță vor primi. V-am spus și ce a generat această problemă și că la acest moment se lucrează la nivel de centru de București pentru rezolvarea acestei probleme. Oarecum, într-adevăr, nu este o problemă generată de elev, nu este o problemă generată nici de noi, dar la momentul ăla când se discuta de potențial beneficiar, acesta era numărul de potențial beneficiar. Deci nu pot bănui pe nimeni de rea credință în această problemă, da? Săptămâna trecută a fost una destul de agitată pentru oamenii legii. Mai mulți minori au fost dați în urmărire națională. Din fericire, deznodământul a fost unul cu final fericit. Joi 6 mai, un minor de 11 ani din Buhuș a plecat de acasă în după amiaza zilei de 6 mai și nu a mai revenit. A fost găsit de polițiști a doua zi. Vineri 7 mai, polițiștii din Buhuș au fost sesizați cu privire la faptul că un minor de 11 ani din localitate a plecat voluntar de la domiciliu în după amiaza zilei de 6 mai și nu a mai revenit. Imediat, echipe de polițiști au demarat verificări privind acest aspect, iar minorul a fost depistat pe raza orașului Buhuș. Băiatul a fost condus la sediul poliției și ulterior încredințat familiei. Următoarea zi, vineri 7 mai, o patrulă de poliție din cadrul secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni, în timp ce se afla în exercitare atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Corbasca, au depistat o minoră de 13 ani dată în urmărire națională, întrucât a plecat voluntar de la domiciliul său din județul Vrancea. Minora a declarat verbal faptul că a venit de bunăvoie la adresa prietenului ei, respectiv un tânăr de 15 ani din Corbasca. Aceasta a declarat verbal faptul că nu a fost victima vreunei infracțiuni și nici nu a comis vreo infracțiune. Tânăra a fost predată polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Adjud în vederea luării măsurilor legale. În aceea zi, un alt echipaj de poliție din cadrul secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au depistat o altă minoră de 14 ani de data aceasta pe raza comunei Corbasca. S-a procedat la verificarea acesteia în baza de date a Poliției Române, ocazie cu care s-a constatat faptul că aceasta este dată în urmărire națională din 6 mai în jurul orei 15, când a plecat voluntar de la domiciliul său din Vrancea. Tânăra a fost predată organelor de poliție din cadrul Poliției Municipiului Adjud în vederea luării măsurilor legale. Pentru a nu fi implicați în evenimente negative, polițiștii recomandă copiilor să adopte o conduită preventivă, întrucât un comportament neadecvat sau agresiv crește riscul producerii unor situații nedorite, uneori cu consecințe grave. Totodată, înainte de a pleca de acasă, cereți voie bunicilor, părinților, spunându-le unde mergeți, cu cine și cum ajungeți acolo când vă întoarceți. Aur pentru CSS Onești la campionatul național de judo Under-23 de la Poiana Brașov. În perioada 6-9 mai la Poiana Brașov s-a desfășurat campionatul național de judo tineret Under-23. Milor Georgiana, sportivă legitimată la CSS Onești, a făcut cinste județului prin câștigarea medaliei de aur, singura de altfel pe tot județul. Aceasta a reușit să câștige nu doar medalia de aur, ci și titlul de campioană națională a României la judo. Tânăra de doar 17 ani este antrenată de Doru Florin Bucătaru. Un rezultat bun l-a obținut și Răzmeriță Paul de la CSS Onești, ocupând locul 7, ținând cont de faptul că acesta are doar 15 ani și a participat la o competiție de Under-23. Acesta este antrenat de către antrenorii Tatar Cristina, Badea Valentin și Doru Florin Bucătaru. Felicitări sportivilor legitimați la Clubul Sportiv Școlar Onești și antrenorilor. Campionatul a fost organizat de Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Judo, cu respectarea restricțiilor impuse în contextul actual pandemic. Clubul Sportiv Școlar Onești are 5 ramuri sportive active, este vorba de atletism, fotbal, lupte, judo și badminton. Marți 11 mai, vremea se menține caldă, cerul va fi senin, maxima zilei
ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții nu va scădea sub 6 grade Celsius. Miercuri, 12 mai, cerul se acoperă cu nori, vom avea o maximă de 21 de grade Celsius cu șanse mari de ploaie, iar minima pe timpul nopții nu scade sub 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pe pagina de Facebook Acum TV Kid.